Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția de astăzi de emisiunii Agenda Locală. Realizăm un interviu cu domnul Luis Popa, directorul Polaris. Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație. Înainte de toate vreau să urez și eu tuturor angajatorilor firmei Polaris o primăvară cât mai curată, plină de realizări și multe bucurii, dar și doamnelor și domnișoarelor din județul nostru. Ne aflăm în noul sediu al casieriei Polaris, da? Unde oamenii pot să vină să-și plătească taxele. Da, aveți perfectă dreptate. Începând de astăzi, 3 martie, noi ne-am mutat în casă nouă. Până acum eram pe strada Tudor Vladimirescu numărul 38, dar începând de astăzi, suntem pe strada Nicolae Titulescu numărul 1. În apropierea gării și a direcției de taxe și impozite locale. Am luat această decizie deoarece am considerat că în această zonă oamenii vin să-și plătească în fiecare an impozitele și dacă tot ajung în această zonă pot să vină să-și plătească și prestarea serviciului de salubrizare. Pe de altă parte, în ultima perioadă noi ne-am extins și în județ, aici mă refer și ca număr de contracte. Acum o lună, aproximativ o lună jumate, două, primăria Bumbejiu a organizat o licitație PSA, o licitație la care noi am participat și am câștigat-o. Practic am început să încheiem contracte cu fiecare utilizator din acel oraș, precum și cu agenții economici. Practic, inclusiv volumul de muncă și numărul de contracte care vor fi aduse la sediu a crescut. Am înțeles. Deci vă extindeți și în județ, nu doar municipiul Târgu Jiu, orașul Bumbești Jiu. Da. Există posibilitatea și în alte localități? Noi sunt atâta timp cât primările din acest județ publică pe SEAP și organizează licitații, dacă noi considerăm că este normal sau acea localitate, vedem ce se întâmplă acolo, participăm la aceste licitații. Până acum, pe lângă municipiul Târgu Jiu, ne desfășurăm activitatea în Bumbești Jiu, în localitatea Bălteni, unde la fel avem încheiate contracte cu fiecare beneficiar la serviciul de salubrizare, dar și în celelalte și în alte 6 comune. Am înțeles. Din alte comune bănuiesc că se aduc în depozitul dumneavoastră deșeuri, gunoaie, da? Toate deșeurile care sunt ridicate din restul județului, implicit din municipiul Târgu Jiu, sunt aduse la depozitul ecologic. La acest depozit, pe lângă firma de salubrizare Polaris, care aduce deșeurile, mai sunt și alte firme care desfășoară activitatea în județul Gorj, care sunt de diferite primării, de exemplu Turcenii, Rovinarii, Motru, Cărbunești și lista poate continua. A prins colectarea selectivă a deșeurilor. Cum a fost 2013 la acest capitol? Din punctul nostru de vedere, 2013 a fost un an bun. Sperăm că anul 2014 să fie mult mai bun decât anul trecut. Și am să vă spun și de ce. În 2007-2008, cantitatea de selectivă ridicată de la nivelul orașului a fost aproximativ 10 tone, iar anul trecut am reușit să ajungem la 400 de tone. Practic se vede o îmbunătățire. Dar și pașii care am făcut sunt importanți. Dacă în urmă cu 7 ani de zile, practic câteați au trecut 7 ani de când noi desfășurăm activitatea în Târgu Jiu, ce repede trece timpul, aveam decât câteva containe de selectivă în oraș, acum ne putem lăuda cu recipienți la toate platformele din 3 blocuri, ne putem lăuda cu sacul galben, precum și cu parteneriate cu diferite unități de învățământ din oraș, dar și din județ. Pe de altă parte, apropo de investiții, că tot am ajuns la acest capitol, pe lângă selectivă, unde s-a făcut un pas important, noi am mai făcut un pas important. Dacă în urmă cu 7 ani de zile deșeurile se ridicau la acele mașini destul de vechi și cu lăzi de 6-7 metri cubi, în prezent am ajuns la performanța să avem platforme subterane în municipiul Târgu Jiu. În ce constau parteneriatele pe care le aveți cu unitățile de învățământ? Cu unitățile de învățământ, în primul rând, mergem la ore de dirigenție să vă prezentăm copiilor cum se face selecția gunoiului. Pe de altă parte, mai avem parteneriate cu aceste unități de învățământ pentru a merge în diferite zone ale orașului sau, de ce nu, ale județului, să ecologizăm diferite zone. De exemplu, anul trecut am ecologizat zona Șușița, am avut zona Drăgoeni, zona Narciselor. Pe de altă parte, am avut o campanie cu Apele Române, cu Gara de Mediu, Agenția de Mediu, Primăria Bumbejiu, pe defileul Jiului pentru a ecologiza albia râului. Practic, noi avem astfel de parteneriate și le vom continua și anul acesta. O surpriză plăcută este faptul că sunt unități de învățământ inclusiv din județ care vor să vină în Târgu Jiu să vadă cum funcționează un depozit ecologic. Practic, copiii din aceste unități au posibilitatea să vadă ce se întâmplă cu deșeul din localitatea lor, cum este ridicat, unde ajunge și ce se întâmplă cu el în momentul în care ajunge la destinație.
Deci se fac și astfel de acțiuni de ecologizare? Da, nu, se fac și astfel de acțiuni de ecologizare. Noi suntem deschiși și vom fi deschiși pentru orice astfel de acțiuni. În momentul în care o unitate de învățământ, un profesor, va veni să ne roage sau adică ne va ruga să facem un astfel de parteneriat, noi tot timpul vom fi deschiși. De exemplu, anul trecut, da, rețin foarte bine, anul trecut a fost Olimpiada Națională Internațională de Geografie care s-a ținut în Târgu Jiu. Inclusiv noi, cu depozitul ecologic, am fost prinși în această olimpiadă. Practic, profesorii au adus elevii să vadă cum funcționează un depozit ecologic. O investiție foarte importantă, domnule director, la sfârșitul anului 2013, acele bubele subterane. Da. Foarte apreciate de târgujeni, nu mai avem nici probleme cu câinii, nici cu acei care adună peturile, să zic așa. În prezent avem 20 astfel de platforme la nivelul municipiului. Putem să ne lăudăm că suntem printre primele orașe din România care au un astfel de sistem modern, european și care respectă legislația în vigoare. Pe de altă parte, eu sunt mândru că din toate punctele unde firma Prolaia se desfășoară activitatea, Târgu Jiu este primul punct unde s-a implementat acest sistem. Practic, colegii mei și au venit la Târgu Jiu și mă sună și mă tot întreabă cum funcționează aceste pubele, urmând a fi implementate și în alte părți. Și da, aveți dreptate, nu se mai simte acel miros neplăcut. Cei care căutau prin ele nu mai au această posibilitate și în ultimul rând câinii nu mai stau pe lângă aceste platforme. Surpriza noastră plăcută constă în faptul că avem solicitări din mai multe zone ale orașului. Oamenii ne sună și ne întreabă, domnule, la noi în zonă când ajunge să puneți astfel de platforme? Din punctul meu de vedere, anul acesta vom mai face 20 astfel de platforme, urmând ca anul viitor să terminăm următoarele 20. Practic, în municipiul Târgu Jiu vor fi 60 astfel de platforme. Noi ne-am propus ca anul acesta să le terminăm pe toate, dar știți cum, de multe ori ce ne propune nu se știe dacă puteți să ducem la capăt și nu că ar ține de noi, cât țin de cei care uită să-și achită serviciul de salubrizare. Deoarece noi facem investiții, îmbunătățim serviciul de la o zi la alta, aducem tot timpul câte ceva nou pentru a mulțumi clienții, dar mai există situații în care ei uită să-și achite serviciul. Practic sunt niște spectatori care ne aplaudă și ne laudă tot timpul, dar uită să-și achite biletul de intrare la spectacol. Așa este. O investiție foarte apreciată de târgujenii, dar bănuiesc că și destul de costisitoare pentru dumneavoastră. Investiția se ridică la aproximativ 700.000 de euro, o sumă foarte mare. Multă lume ne întreba, domnule bun, faceți această investiție, serviciul merge, este mult mai bunătățit, dar pe noi ne va afecta la preț? Nu. Tariful pe care îl plătește lumea lunar nu se va modifica, lucru care s-a întâmplat din 2007 până în prezent. Deci nu va crește prețul la noi, așa ceva. Tariful nu va crește, important este ca oamenii să înțeleagă că acest serviciu se îmbunătățește de pe zi pe alta, lucru care este vizibil fără nicio problemă, dar în același timp trebuie să înțeleagă că orice serviciu se plătește. Ca și apa, ca și energia electrică, ca și gazele naturale, și gunoiul trebuie plătit. Cum stați la capitolul datorii? Și la un moment dat i-ați acționat în instanță? Da, noi continuăm acțiunea de a merge în instanță. Pot să vă spun că în ceea ce privește agenții economici, în mare parte au înțeles că acest serviciu trebuie plătit. Când nu pot să-și plătească, vin, facem eșalonări, eventual chiar ne compensăm, că și noi suntem firmă privată și știm ce înseamnă acest lucru. Cei care stau la case, la fel, înțeleg că trebuie să-și achite acest serviciu. O mare problemă avem cu cei care stau la blocuri. Aici mă refer la cele asociații, adică administratorii de la asociații. Sunt administratori care nu își plătesc prestarea acestui serviciu. Din câte am înțeles și am văzut, ei încasează banii de la oameni, dar preferă să-și achite prima dată curentul, apa sau diferiți furnizori care mai au ei la asociație. Cu toate că eu le-am explicat că un om care vine și-și achită asociația, dar în ce își achite acolo, în suma respectivă, intră tot, nu intră doar anumiți furnizori. Bun, am înțeles. Până la urmă nu se poate face contract individual. De exemplu, eu dacă vreau să plătesc... Nu, noi am început la un moment dat să facem aceste contracte individuale. Pe de altă parte, ESIS a solicitat și prezent să facem aceste contracte individuale. Am cerut un punct de vedere celor de la NRSC, iar dumnealor ne-a dat un răspuns prin care ne spuneau că nu prea este legal. Nu se poate face contract individual în sensul că în momentul în care ai făcut... asociație de proprietari? Odată este asociație de proprietari și în al doilea rând, în momentul în care închei un contract cu o persoană fizică, legea te obligă să dai și o pubelă. Acum închipuiți-vă să ai un bloc de 10 etaje, 4 apartamente pe palier, să le dai pubele la fiecare.
Deci nu se poate face. De ANSC-ul a spus că din punct de vedere legal nu se poate face așa ceva. Avem foarte multe solicitări, sunt oameni care sunt supărați pe administratorii pe care îi au și încearcă să nu mai meargă la asociație și vor să facă contracte de separat. Noi le-am explicat că acest lucru nu se poate și dacă dintr-o asociație sunt 2-3 exigențe, până la urmă, prin adunare generală, pot să schimbe administratorul. Ce alte probleme aveți la asociațiile de proprietari cu administratorii? Înainte să deschid, să răspund la această întrebare, vreau să precizez că nu toți administratorii din Târgu Jiu nu își fac treaba. Doamne ferește, sunt și oameni care își achită datorile, sunt oameni care tot timpul când văd ceva care îi nemulțumește, mă refer legat de serviciul nostru, că acum nici noi nu suntem perfecți. Sună, ia legătura cu noi, ne aduc la cunoștință. Dacă văd că se întâmplă ceva cu contanele noastre între blocuri, imediat la fel ne sună și ne anunță, domnule, vedeți că la mine în cartier, uitați ce se întâmplă. Mă refer la acea categorie de administratori care efectiv nu își fac treaba. Principalele noastre probleme cu administratorii sunt legate de plată, deoarece uite să-și plătească facturile, sunt legate de numărul de persoane, deoarece nu își declară numărul de persoane corect, lucru care s-a mai ameliorat în ultima perioadă. Știm foarte bine că în urmă cu aproximativ un an și jumate, Târgu Jiu a avut, ca o spirit de glumă, a avut cea mai mare natalitate. S-au apărut 5.000 de oameni într-o lună. Dacă facem calcul, sunt aproape 150 de nașteri între ghimele pe zi. Pe de altă parte, am mai avut administratori care puteau tarife din burtă. Dar am încercat să îi aducem pe linia cea dreaptă. Eu spun adică că tarife mult mai mari decât mult mai mari decât, da, decât banii băgau în buzunar. Nu știu ce a făcut cu banii, n-am intrat în detaliile astea. Noi am încercat să le ducem pe linia de plutire, adică le-am demonstrat că noi știm ceea ce fac ei și în același timp avem o echipă care tot timpul merge pe teren și verifică aceste aspecte ca să nu revenim de unde am plecat. Cât era prețul dumneavoastră și cât încasau? Păi am avut situații în care noi avem tariful de 4,8 per lună de persoană, am avut administratori care puneau 7 lei sau aveam administratori care puneau 2 lei. Cei care puneau 7 lei luau mai mult de la oameni, practic, diferența și nu știu ce făceau cu ea, iar cei care aveau mai puține, practic, decât la un număr de persoane mai mic. La care asociații din municipiul Târgu Jiu sunt cele mai vechi datorii? Adică, nu știu, bănuiesc că aveți și datorii de 6 luni, de un an? Avem datorii de 2-3 ani, nu neapărat de 6 luni. Avem asociația 133 din zona Olteţului. Chiar acolo am fost o dată cu dumneavoastră anul trecut, da. Chiar pe vremea aceasta am fost anul trecut și ați făcut un material. Singurul merit la acel administrator că cât de cât a reușit să-și mențină datoriile, în sensul n-a mai crescut. 800 milioane a avut, 800 milioane cam a rămas. Mai avem asociația 121, asociația 75. Sunt foarte multe asociații în Târgu Jiu care au datorii. Dar acum încercăm prin hotărâși de Cătărești să ne recuperăm datoriile. Pe de altă parte, chiar am lansat acum o discuție pe partea juridică și ideea ne-a venit de la un administrator. Se știe foarte bine că la începutul am noi primăria a organizat acele ședințe cu administratorii și chiar un administrator ne-a dat o idee. Noi am auzit-o și deja am luat un calcul prin care ne spuneau ca dumnealor să ne cedeze nouă datoriile, practic să facem o cesiune de creanțe și noi să ne recuperăm acea creanță de la cei care au datorii către asociația de proprietari. S-ar putea să fie și asta o variantă. Deci există și această posibilitate. Până la urmă trebuie să fie o soluție să vă recuperați datoriile. Acum noi, acel administrator ne-a dat, adică a venit cu această idee. Noi am notat această idee, orice idee este foarte bună venită și în această perioadă o analizăm cu juriștii noștri. Sunt mai multe datorii, domnule director, de recuperat de la persoanele fizice sau de la persoanele juridice? Nu, cele mai multe datorii sunt recuperate de la asociațiile de proprietari. Vorbim de aproximativ 18 miliarde de jumătate. Cei care locuiesc la case? Cei care locuiesc la case, în primul rând, și achită facturile la zi. Pe de altă parte, apropo de contracte individuale, acolo mai avem un mic avantaj, că în momentul în care am un contract direct cu persoana, omul se gândește, da, stai, domnule, că dacă nu plătesc, mă dă pe mine în judecată. Pe când la asociația de proprietari, poate un domn se gândește, sau o doamnă se gândește, domnule, dacă nu plătesc la asociație, dă-mi judecată asociația, asociația nu are nimic ce să facă și nu mai contează ce se întâmplă mai departe. Așa este. 1 martie, oficial a început luna curățeniei. Da, din punctul meu de vedere, luna curățeniei trebuie să fie în fiecare lună a anului, în fiecare zi. Dar luna martie este luna curățeniei și împreună cu administrația publică locală, împreună cu colegii de la Editara, cu poliția locală, am demarat diferite acțiuni. Ceea ce ține de firma de salubrizare, noi în perioada aceasta vom repara țarcurile din oraș, vom revopsi și spăla eurocontainere, acelea care încă sunt la suprafață și de ce nu vom merge în diferite zone ale județului unde vom fi susținut să ecologizăm anumite zone de picnic sau ce se întâmplă acolo, sau albii de rău. Dar încă o dată mă repet, dacă noi ca firmă de salubrizare, administrația publică locală se implică în această
lună și este legată luna curățenii și oamenii trebuie să se gândească că trebuie să mențină curat acest oraș. Practic, să mențină, că nu pun mâna să facă, nici măcar în fața blocului. Da, pentru că de mulți dintre noi suntem învățați să vină primăria să ne repare subsolul, suntem învățați să vină primăria să ne facă curățenie în fața porții, suntem învățați să vină primăria să ne rezolve probleme care țin de noi, nu de administrația publică locală. Am spus-o și o voi spune tot timpul, noi ca oameni trebuie în primul rând să ne învățăm să știm ce drepturi avem, este normal că trebuie să știm ce drepturi avem unde trăim, dar în același timp, pe lângă drepturi, să știm că avem și obligații. Exact cum se încheie și un contract. În momentul în care mergem să încheiem un contract cu un furnizor de internet, de curent, de așa, știm că acolo avem și drepturile noastre, dar avem și obligațiile noastre. Începe probabil curățenia de primăvară și acasă, în gospodării, pentru cei care vor să-și reabiliteze casa, apartamentul, ce-i sfătuiți să facă? Cei care vor începe în această perioadă să-și facă curățenie în case, noi le vom pune la dispoziție recipienți în care să arunce deșeurile care rezultă din această curățenie. Aici recipienții diferă în funcție de ce are fiecare de aruncat, deoarece se știe foarte bine că în perioada asta, mai ales că vin și sărbătorile pascale, toată lumea își face curățenie în curte, taie vița de vie, mai dărâmă un perete, își mai renovează casa, automat le vom pune la dispoziție diferiți recipienți în funcție de nevoia fiecăruia, iar prețul pe care va plăti omul se va stabili în funcție de recipient și de cantitatea ridicată. Pe de altă parte, mulți zic, domnule, de ce să mă duc să fac contract cu firma de salvizare să plătesc acolo 1.000.000 de lei când iau un căruțaș și dau 20 de lei și le aruncă pe câmp? Trebuie să se gândească că tot timpul când în spatele lor este cineva, poate acel cineva îi prinde și le dă amendă. Iar amenda este de la 10-15 milioane în sus. S-ar putea ca să economia care a făcut-o cu căruțașul să nu se compenseze cu amenda. Dacă vrem să aruncăm un cofor sau un aragaz foarte vechi, un televizor foarte vechi, da, așa noi, apelăm la... Noi, apropo de electrocasnice de partea asta, avem o colaborare foarte bună cu Roreco și cu Primăria Târgu Jiu. Le dau oamenilor numărul de telefon 0253-211445. Pot să vină la nou sediu al Departamentului Comercial din Strada Nicolae Titulescu, numărul 1, și să spună ce au de aruncat sau de ce nu pot să trimită pe mail târgujiu@polaris.ro. Deci avem mai multe variante prin care omul să ne aducă la cunoștință ce are de aruncat, de unde are de aruncat și ce trebuie să facă el în momentul în care se apucă de curățenie. În ceea ce privește investițiile pe care bănuiesc că vreți să le mai faceți în 2014 sau în 2015, ce mai aveți în plan? În primul rând, anul acesta ne vom axa pe acest proiect mare de 700.000 de euro, aceste platforme subterane. Din luna martie, în momentul în care vremea ne va permite, vom începe să construim următoarele 20 astfel de platforme. Practic, acum, pentru noi, acesta este un proiect foarte mare, este un proiect foarte important, ați văzut și ca valoarea investiției și dorim să ducem la capăt în cele mai bune condiții. Din punctul meu de vedere, este cel mai important proiect anul acesta este să terminăm aceste platforme subterane. Personal suficient, o aparatură suficientă, mașini? Nu, personal avem, dar și asta am spus-o și o să o spun tot așa, chiar dacă mă repet. În momentul în care noi ne extindem și în județ și în alte localități, va trebui să găsim și personal. Practic, uitați, acum suntem în perioada de încheiere a contractelor în Bombei Jiu. Acolo acum încheiem contracte cu persoane fizice, juridice, instituții publice și pentru a face acest lucru și pe viitor a încasa aceste contracte, deoarece finalitatea cărui contract este încasarea lui, am angajat doi oameni din acea localitate. Practic, unde noi încheiem contracte, creăm și locuri de muncă. Unde 2, 3, 4, dar se creează locuri de muncă și contează. Da, contează, așa este. 4 locuri de muncă sunt minunate în zona Bombei Jiu. Unde da. Va fi sediul? Unde vor plăti oamenii acolo? În prezent avem oameni care merg pe teren și încasează tarife, prestarea serviciului direct de la poarta omului. Cei care ajung în Târgu Jiu, pe de altă parte, din această cauză am ales și zona gării, deoarece aici este și gara, este și autogara, iar oamenii când vin, de exemplu, din Bombei Jiu sau Bâlteni, poate să intre să-și achite salvizarea și aici. Iar în perioada următoare o să căutăm un spațiu în Bombei Jiu, să facem o mini casierie acolo, unde oamenii pot să plătească în cazul în care nu sunt găsiți acasă. În localitățile unde vă extindeți, cum se va proceda? Oamenii vor trebui să plătească europubelele? Cât vă nu, de exemplu, cum este la SADU, prin contractul de concesiune care s-a încheiat și prin licitația la care am participat, ne-am asumat obligația să dăm recipienți oamenilor. Practic, în perioada asta ne-au venit aproximativ 1.200 de bubele, ce urmează ca în perioada următoare să fie împărțite în orașul Bombei Jiu. Pe de altă parte, că tot ați deschis subiectul ăsta, de exemplu, mai avem contracte încheiate cu populația din Bâlteni, iar la celelalte localități în care noi desfășurăm activitatea aia,
Acum vin în cap Schela, Stănești, Bălănești, Bolboș. Oamenii achită prestarea serviciului către la primărie, iar noi facturăm prestarea serviciului către primărie. Da, am înțeles. Există posibilitatea, așa cum ne spuneați la începutul emisiunii, să vă extindeți și în alte localități, dar asta până la urmă depinde de primări. Nu, depinde foarte mult de administrațiile publice locale. Acum administrațiile publice locale trebuie să vadă cum își desenează serviciul de salubrizare, să vadă pe ce direcție vor să meargă și fiecare își desenează problema pe plan local. Dacă noi vedem că pe SEAPA apare o licitație sau există solicitări de închiriere de mașini și tot ce ține partea asta, trimitem o cerere de oferte și fără nicio problemă. Noi vrem să ne extindem în continuare. Investiții foarte multe, important este că prețul la noi rămâne la fel, nu plătim mai mult. Da, nu. Mulți dintre drujenii la asta s-au gândit că au fost acele platforme subterane. Nu, mulți dintre drujenii și chiar și în momentul în care noi de o lună de zile am, chiar și noi s-a făcut și am anunțat că ne vom muta sediu, mulți ziceau, da, gata, dacă vom muta sediu, mări și tariful. Nu, n-are nicio treabă că ne-am mutat sediu. Până la urmă, ca să ne-am mutat sediul, am vrut ca locul de muncă să fie mult mai plăcut pentru angajații noștri, ce și angajații, dacă nu au un loc unde să muncească și să fie încântați, s-ar putea să nu-și dea interesul 100%, lucru care nu s-a întâmplat până acum. Dar asta nu afectează tariful pe care trebuie să plătească populația. Mulțumim mult pentru toate acestea amănunte. Mulțumesc, sper că v-a plăcut în noua noastră casă și vom aștepta mereu să veniți aici. Târgujenii sunt așteptați așadar să vină la această caserie. Este și în direcția de taxe și impozite, gara, autogară, foarte aproape. Da. Mulțumim mult pentru toate aceste amănunte. Așadar, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Agenda Locală. Ați urmărit un interviu cu directorul Polaris, domnul Luis Popa. Eu sunt Daniela Gapșa. Vă mulțumesc pentru atenție.